Companiile de asigurări vor fi invitate săptămâna viitoare la Ministerul Agriculturii ca să prezinte întreg portofoliul de asigurări pe care îl au în agricultură, iar ulterior va avea loc o discuție cu fermierii. Promisiunea a fost făcută de către ministrul Vladimir Bolea, care a fost audiat astăzi în Parlament în legătură cu situația din sectorul agricol. Oficialul a prezentat un raport de activitate pentru anii 2021-2024 și a răspuns la întrebările deputaților. Anii 2021-2023, în fondul de subvenționare pentru agricultura de Republica Moldova, am fost în total o sumă de 5,945 miliarde 940 de milioane de lei. Lucru care este extrem de benefic și care a făcut efecte foarte bune și benefice pentru dezvoltarea agriculturii de Republica Moldova. Vladimir Bolea a anunțat că guvernul a identificat 50 de milioane de lei pentru subvenții destinate agricultorilor care au suferit în urma secetei din vara anului trecut. Agricultorii care au acele acte, le-am făcut public și lista de documente care urmează să fie depuse. Până în data de 15 martie, inclusiv, este deschisă această măsură. Urmează să depună ca să primească bani pentru fiecare hectar însămânțat cu porumb și care a suferit din urma secetei. După prezentarea raportului, ministrul a fost luat la întrebări de către deputați. Unii dintre ei au acuzat Ministerul Agriculturii că a acumulat datorii la subvenționarea fermierilor. Vladimir Bolea a negat însă acuzațiile. În condițiile în care va fi epuizat fondul de subvenționare, ce mesaj transmiteți agricultorilor? Și vă rog frumos o prognoză în viziunea noastră, când o să vă achitați toate datoriile astea care le-ați colectat pentru subvenționare? Mulțumesc. Ministerul Agriculturii nu are niciun fel de datorie colectate. Sunt măsuri de subvenționare. Acum noi deschidem următoare măsuri pentru litru de lapte, pentru kilogram de lapte. Ele sunt un proces continuu de acumulare și de deschiderea măsurilor și de închiderea lor. Vladimir Bolea a mai anunțat că va iniția discuții cu reprezentanții companiilor de asigurări pentru a analiza posibilitățile de a aplica agricultura asigurată. Dumneavoastră spuneți că veți avea niște consultări cu asiguratorii ca să ajungeți la consens, probabil ca să obligăm, sau nu știu cum va fi procedura, ca agricultorii să-și asigure terenurile. Eu nu știu, deci întrebarea mea ar fi cum dumneavoastră vedeți acest lucru. Voi invita săptămâna viitoare la Ministerul Agriculturii companiile de asigurări să-mi prezinte tot portofoliul de asigurări pe care îl au în agricultură. Cu reprezentanții de la aceste companii să merg în Cahul, să avem o întâlnire cu agricultorii și să-i prezint, pentru că în spațiul public persistă ideea că nu există companii de asigurare care să facă asigurări pe secetă și multe alte lucruri. Fermierii și-au reluat protestele săptămâna trecută. De mai multe ori, drumul de acces spre Vama Leușeni a fost blocat. Agricultorii spun că sunt nemulțumiți că autoritățile nu intervin cu subvenții pentru atenuarea pierderilor din ultimii 2 ani și spun că, fără o alocare de cel puțin 400 de milioane de lei din partea guvernului, nu vor putea începe lucrările agricole de primăvară.